Hei, Claudia sunt! Bine v-am regăsit, dragilor! Uitați cu ce frumusețe vin eu astăzi către voi! Cu o bluză croșetată! Îmi place tare mult cum vine pe mine, îmi place cum se simte pe piele, îmi place cum arată, îmi place culoarea, îmi place tot! Cu ce am lucrat aici? Am lucrat cu un fir de la Yarnart, Symphony. Pe 50 de grame sunt 125 de metri. E un fir de la Yarnart și este un amestec de bumbac și văscoză. Doar că nu e bumbac cu văscoză în tot firul, e ca un degradat de bumbac cu văscoză. Da? Uitați și după cum se vede și, nu știu dacă se observă foarte bine pe cameră, ba da, se observă. Unde lucește, acolo-i văscoza. Unde e mai mat, acolo-i bumbacul. Dă un aspect deosebit lucrării pe total la final. E un model, deci am lucrat deci, cu firul acesta și bluza cântărește 400 de grame și e mărimea M. Chiar și spre L merge, după cum ați văzut e lejeră pe mine. Deci 400 de grame, chiar așa spune, că la o bluză în cap uitați 400 de grame. Indică a se lucra cu croșetă între... de 4 mm și cu 4 am lucrat. Așa și la andrele se poate lucra, bineînțeles, și la andrele, cu andrele tot de 4 recomandă. Eu am fost mulțumită. Modelul este inspirat de cei de la Alize. Nu e făcut exact la fel, pentru că firul cu care au lucrat ei au lucrat în tutorialul lor cu Alize Diva, deci firul mai subțire, cu altă croșetă, cu alt fel de tip de piciorușe, dar ideea modelului, de acolo am luat-o, mi-a plăcut tare mult ideea și am și pornit o astfel de bluză, dar cu un fir așa de gros, adică exact textura aceasta, deci firul găsiți la Fir de Tricotat Povești, intrați pe site și îl găsiți, arată fabulos firul și bluza pe total la fel arată foarte, foarte bine. Găsiți fire la ei în diferite culori. O astfel de bluză e lucrată cu piciorușe triple, toată, piciorușe triple și piciorușe scurte pe aici pe acolo. Și ochiuri de lanț, bineînțeles. O astfel de bluză poate fi gata într-o săptămână. Dacă aveți timp liber și aveți fir și chef de lucru, într-o săptămână este gata. Eu vă voi arăta pas cu pas fiecare detaliu. Uitați cum am făcut-o și la poale. Am făcut cu colțeșorii aceștia, asta a fost ideea mea, n-am luat-o de nicăieri, așa mi-a venit mie să fac. Și cu piciorușe duble reduse, o bordură, foarte, foarte simplu, bluza este făcută raglan, nu are absolut nicio cusătură nicăieri, e pornită, uitați, aici e punctul de raglan și în partea asta la altă la fel. Deci e spatele pe partea asta, că în față am lăsat eu trei secvențe de acestea, ia să vedem unde sunt punctele de raglan, aici... și aici punctele de raglan nu sunt foarte vizibile datorită faptului că e firul acesta amestecat, dar nici nu trebuie să fie vizibil punctul de raglan, important e că se așează perfect, îmi place de nu mai pot, sper să vă placă și vouă să vă creați astfel de bluze. Sugestia mea, dacă lucrați cu un fir mai subțire și nu vreți să lucrați cu piciorușe triple, puteți să faceți bluza cu piciorușe duble pornind exact de la ideea aceasta, deci faceți cu piciorușe duble, cu fir mai subțire, doar că veți avea mult mai multe secvențe. Dar nu-i nimic, fiind croșetată se poate proba, puneți pe voi când ați obținut la partea aceasta suficient cât să lăsați pentru mâneci și pentru corp, acolo separați, lucrați la corp, puteți să mai adăugați ochiuri la sobraț dacă mai aveți nevoie. Eu n-am avut nevoie la firul acesta, după cum v-am spus, vă voi arăta pas cu pas. E un tip de blusă pe care îl poate lucra și o începătoare. Dacă este atentă, pas cu pas alături de mine, eu v-am mai dat sfatul ăsta. Uitați-vă la tutorial cu atenție, cap-coadă, notați-vă toate amănuntele de care aveți nevoie și apoi porniți la lucru. Nu trebuie să stați tot timpul, aoleo, am uitat, dau înapoi. Că dacă vă scrieți toate detaliile pe hârtie, nu mai trebuie să deschideți... tutorialul de fiecare dată. Vă notați, vedeți că e o secvență care din două rânduri, deci sunt două rânduri care se repetă pe tot parcursul bluzei. Bine, că
secvența e de 4 piciorușe și 4. La punctul de raglan e 3 și 3. Sunt câteva detalii, de aceea zic, e bine să vă uitați la tutorial cap-coadă și să vă notați toate detaliile. Și apoi floare la ureche să lucrați, nu? Mulțumesc, dragilor, vă mulțumesc din tot sufletelul că ați fost alături de mine și măcar cu o rugăciune în perioada asta grea cu mămicuța mea care este în spital. Mă ajută dacă lăsați și reclamele acelea. Chiar avem nevoie de bănuți în perioada asta și m-ar ajuta din, indiferent din ce direcție ar veni. Adică mama, după ce a fost operată pe coloană, are nevoie de recuperare într-un centru de recuperare. Și la Spitalul Sfântul Sava este 650 de lei pe zi. Am încercat și mai sunt vreo câteva locuri la stat, dar e, adică nu se poate de pe o zi pe alta, ei peste două zile, ea trebuie transferată și unde să o transfer peste două zile? Doar la Sfântul Sava, acolo se poate. Așa că mă puteți ajuta dacă vizionați tutorialele mele, lăsând și reclamele, în felul acesta, cât de puțin acolo e un mic ajutor, dar care pentru mine contează, cel puțin în perioada aceasta. Mama va trebui să rămână la mine în continuare, pentru că va avea nevoie de însoțitor, nu va mai putea să locuiască singură și vă dați seama că e nevoie de ajutor. Și în felul acesta mă puteți ajuta, fără să faceți un, adică e un efort în plus să lași și o reclamă, să, da, nu e atât de greu, nu? Zic și eu. Sunt abătută și îngrijorată și speriată zilele astea, destul de mult. Și am simțit nevoia să împărtășesc și cu voi. Haideți să pornim la lucru acum, să lăsăm tristețile deoparte și să lucrăm cu drag și voie bună împreună o astfel de bluză croșetată. Ați văzut că e cu mâneca 3 sferturi, dar dacă mai lucram 3 rânduri, 3 ture de set de model, o făceam cu mânecă lungă, tot așa clopot. Voi o faceți cum vă doriți. Puteți să o lăsați și cu mânecă scurtă, de ce nu? Puteți să faceți exact cum v-am spus, cu piciorușe duble, cu piciorușe triple ca mine, cu piciorușe duble alungite, cum au făcut cei de la Alize. Căutați la ei tutorialul. Uitați că mi-a rămas un fir neascuns pe asta, cum l-ai fi scăpat. Căutați pe pagina pe canalul celor de la Alize și veți găsi, nu mai știu cum se numește modelul scoică parcă. Și veți vedea cum au lucrat ei, cu un fir mai subțire, cu o croșetă mai mică, dacă nu aveți curajul să hotărâți voi de câte piciorușe aveți nevoie sau ochiuri ca să începeți, dacă aveți un fir asemănător cu acelor de la Alize. Haideți să pornim la lucru cu drag și voie bună împreună. Vă pup, dragilor! Haideți la lucru! Și am făcut o mică schemă la model ca să pot să văd pe câte ochiuri să încep, de câte ochiuri am nevoie. Am făcut schema primului rând, deci aici sunt piciorușe, adică ochiuri de lanț. Am notat eu cu X și cu bulinuț așa, ca să știu pe unde pun modelul. Deci am nevoie de multiplu de 12, de 12 plus 6. Bun, dăm deoparte. Și începem. E firul acesta foarte frumos, cu viscoză și bumbac. Va fi perfect pentru zilele răcuroase de vară, pentru că o voi face cu mânecă lungă. Deci are 20% viscoză, 80% bumbac și indică croșetă numărul 4. Croșetă numărul 4 am luat și eu. Vreau să respect exact ce scrie acolo. Deci primul rând vom face ochiuri de lanț. Și facem multiplu de 12 plus 6. Și numărăm. 1. Nu lucrăm ochiurile de lanț strânse. Firul acesta este puțin elastic și avem tendința de a strânge și atunci va ține. De aceea nu lucrăm strâns, nici larg, dar lejer. Deci avem 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 10, 11, 12. Eu voi face în felul următor.
Fac 12 și la fiecare 12 trag o liniuță ca să știu câte secvențe mi-ies. Și încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mai trag o liniuță, încă o secvență, până obțin lărgimea în jurul gâtului, lărgimea de care am eu nevoie, pe care mi-o doresc eu. Fac secvențe de 12 și când am obținut lărgimea de care am nevoie, mai adaug 6. E cel mai simplu așa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Și continuăm. Punem în jurul gâtului de cât avem nevoie, deci la măsura M, L, chiar și XL, puteți să începeți exact cum am început eu, dacă lucrați cu un fir asemănător și cu o croșetă asemănătoare și aveți o tensiune a firului asemănătoare. Depinde de toate aceste aspecte. Deci voi continua să fac grupe de câte 12 până voi obține circumferința în jurul gâtului a bluzei exact aceea pe care mi-o doresc eu. Și am lucrat, haide să măsor cât este lungimea lanțului. Este de 67 de centimetri. Pentru mine este suficient. Dacă vreți mai largă, de atât depinde de fapt de câte, cu ce croșetă lucrați, cu ce fir lucrați. Pentru mine este suficient, așa că mai fac încă cele 6 ochiuri. Deci am, ia să vedem câte am. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deci am 12 ori 11, 12, 12, 132 de ochiuri de lanț, plus încă 6, deci eu practic încep pe 138 de ochiuri lanț. Bun. Deci facem încă 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acum am 138 de ochiuri. De acum începem primul rând. Că aceasta e baza, ochiurile de lanț. Și la primul rând cum facem? Ținem unghia pe ochiul acesta, pentru că de aici vom începe. Și facem 7 ochiuri de lanț. Deci acesta va fi al 8-lea. Deci 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 ochiuri de lanț, de 2 ori după croșetă facem cu piciorușe triple și în al 8-lea aici, pe sub un singur fir, că e mai ușor de lucrat, facem un picioruș triplu. Știu că denumirile diferă, sunt persoane care le spun la piciorușele acestea triple, le spun piciorușe duble. Eu m-am luat după denumirile internaționale de la început, așa am făcut toate tutorialele și așa m-am exprimat în toate. Deci dacă am scos de 3 ori, e picioruș triplu. Bun, acum 1, 2, 3 ochiuri de lanț și numărăm 1, 2, 3, 4, 5, în al 6-lea facem un picioruș scurt. Chiar dacă se lărgește ochiul acesta că lucrăm prin el, la final oricum facem un rând de margine, de terminație, care va arăta minunat și nu se va scoate în evidență lucrul ăsta. 1, 2, 3 ochiuri de lanț, de 2 ori după croșetă, deci jeteu, și numărăm 1, 2, 3, 4, 5, în al 6-lea facem un picioruș triplu, deci scoatem o dată, de două ori, de trei ori, trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, două jeteuri și în același loc încă un picioruș triplu. 1, 2, 3.
Și practic asta facem până la sfârșitul rândului. Vedeți că firul ba e lucios, ba nu e lucios. Depinde cum se așează, depinde cum vine din lucrătură. E fir și mat și lucios și va da un aspect grozav la bluză la final. Bun, acum continuăm. Două, trei ochiuri de lanț, exact cum am făcut anterior, așa facem și acum. 1, 2, 3, 4, 5, în al șaselea, picioruș scurt. 1, 2, 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, în al șaselea, facem cele două piciorușe triple. 1, 2, 3, 3 ochiuri de lanț. De două jeteuri în partea unde e lucios, firul e puțin mai subțire. Așa e textura firului și așa va da aspectul general al bluzei. Da? Și astfel continuăm până la sfârșitul rândului. Și aici, la început, când am făcut 7, primele 4 ochiuri țin loc de un picioruș triplu plus cele 3 ochiuri de departajare dintre piciorușe. De aceea am început cu 7 și am făcut în al 8-lea. Da? Continuăm astfel până la sfârșitul rândului. Și să știți că am desfăcut și am mai adăugat încă o grupă de 12 ochiuri de lanț, pentru că mi s-a părut, era mult prea strâns așa. Știți, și am vrut puțin mai lejer, fiind totuși o bluză din bumbac cu viscoză, adică să nu fie chiar lângă gât. Deci am mai adăugat încă 12. În total am 145, deci am pornit pe 145 plus 7, exact cum v-am arătat model, da? Pe 145, nu, pe 150, pardon, pe 150 de ochiuri. Că 144 este multiplu de 12 plus încă 6. Deci 144 plus 6, 150 de ochiuri. Deci pe 150 de ochiuri am început. Nu așa cum am zis, deci nu pe 138, dacă mai adăugăm încă 12, ne dă 150 ochiuri. Da? Exact cum am zis, am mai adăugat încă 12 ochiuri. Și în total mi-au ieșit, deci V-uri de acestea cu piciorușe triple, primul că este tot un V, da? Unde am făcut 7 ochiuri și acesta, deci am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Și acum, având grijă să fie așezate corect, vom prinde, deci de aici, băgăm în primul ochi, și în bucla de aici, deci luăm de aici unde am făcut cele 7, 1, 2, 3 în al patrulea și scoatem prin al patrulea, prin primul ochi de la lanț și prin asta. Și în felul acesta vedeți că s-a format exact cum am avut și anterior. Aici un ochi de lanț. Și acum în fiecare V de acesta vom lucra grupe de câte 4 piciorușe triple. Haideți că mai e un amănunt și vreau să fac de la primul rând, nu de la al doilea. Sau să fac de la al doilea? Nu știu cum să fac. Cei de la Alizea au făcut de la al doilea rând. Haideți că de la al doilea rând voi porni. Da. Haideți că primul rând îl fac așa. Deci facem în fiecare V de acesta unde am făcut picioruș triplu, 3 ochiuri de lanț, picioruș triplu. Aici facem 4 piciorușe triple, deci toată bluza o voi lucra cu piciorușe triple. Dacă voi vreți să lucrați cu piciorușe duble, puteți lucra și cu piciorușe duble. Nu e niciun fel de problemă, dar mi se pare că avem mai mult spor și dacă bluza este mai aerisită, este bine pentru că este cald afară. Deci 3 al patrulea. Trei ochiuri de lanț.
și încă o dată, încă o grupă de patru piciorușe triple. 1, 2, 3. Cum să blochez eu firul ăsta ca să nu mai stau să-l dau după deget de o grămadă de ori. Nu reușesc, am tot încercat o grămadă de variante, nu reușesc. Dacă sunt învățată să dau după deget de mai multe ori, deci 3. Și al patrulea. Deci am făcut 4 piciorușe triple, 3 ochiuri de lanț, 4 piciorușe triple. Uitați firul de viscoză, ce fel se intercalează cu bumbacul. Și acum, un ochi de lanț. Aici unde am făcut picioruș scurt, facem din nou picioruș scurt. Un ochi de lanț. Următoarele, deci două grupe de câte 4 piciorușe triple. Așa facem până la sfârșitul rândului. Două. Trei. Patru. Unu, două, trei ochiuri de lanț și încă patru piciorușe triple. Unu. Două. Trei. Trei, mi-a scăpat al patrulea și îl mai fac o dată. Trei. Hai mai. Patru. Un ochi de lanț, unde am făcut piciorul scurt anterior, facem piciorul scurt. Un ochi de lanț. Și astfel continuăm tot rândul. Și de la rândul următor vom împărți pentru mâneci, pentru spate, pentru că e tehnica raglan. Continuăm. Și am terminat rândul, am prins, am făcut ochi de lanț, picioruș scurt și am lăsat așa. Și după cum vedeți, am pus niște markeri pe ei și vă voi explica imediat de ce. Deci am în total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, am 13 secvențe de model. Voi lăsa 2 pentru mânecă, 2 pentru mâneca cealaltă, 2 pentru spate, 3 pentru față și în 4 dintre puncte vom face înmulțirile, punctele de raglan. Deci în total, deci avem 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 și cu 3, 13. Dacă voi lucrați cu un fir mai subțire și aveți mult mai multe secvențe, lăsați câte 3. Puteți lăsa. Deci avem 1, 2, 3, 4. 3 pe o parte, 3 pe o parte, în total 10. Și apoi lăsați 3 pentru spate, 4 pentru față sau 4 și 4. Sau 5 în spate, 6 în față sau 5 și 5. Fața cu spatele pot fi egale. Împărțiți în așa fel încât, bine, să aveți mult mai puțin pentru mâneci. În cazul meu, vedeți că la spate am vrut eu neapărat să am măcar cu o secvență în plus în față. Mi-am dat seama după ce am făcut secvențele, ca să vină puțin mai lăsat în față, având puțin mai mult. Da? N-am cum să vă ajut, dacă lucrați cu un fir mai subțire, trebuie să vă descurcați să împărțiți. Împărțiți, nu lăsați foarte mult pentru mână, pentru mânecă. În cazul meu v-am spus că e egal ca și la spate. Eu sper să iasă în regulă, așa cum am gândit. Da, merg și eu la risc pentru că este pentru prima oară când lucrez modelul. Dar eu sper să iasă bine. Bun. Și acum, cum vom face? Deci am făcut rândul 1 și 2. Sunt rânduri care se repetă, deci repetăm rândul 1 și facem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ca așa am făcut la primul rând. Și în același loc
un picioruș triplu. Vom face punctul de model intercalat. Da? Ăsta este punctul de model, este V-ul, unde vom face câte 4 și 4 cu 3 ochiuri de lanț. Și acum, cum am făcut la rândul 1? 1, 2, 3 ochiuri de lanț, doar că, vedea caietul, scuzați-mă, acum pe mijloc nu facem doar picioruș scurt, în mijlocul secvenței aici facem picioruș scurt, ochi de lanț și încă un picioruș scurt. În felul acesta vom lucra în ochiul de lanț, piciorușul scurt rândul următor. Și acum, 1, 2, 3. Două jeteuri și aici între secvențe vor fi, deci, punctele de model intercalate. Deci, de data asta, anterior am făcut stânga-dreapta, acum exact pe mijloc între ele. Unde am făcut piciorușul scurt? Aici facem picioruș triplu, trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și încă un picioruș triplu. Și nu v-am explicat, deci am uitați, așa e. Deci de aici am pornit, aici eram. Am lăsat două secvențe pentru spate, două pentru o mânecă, 1, 2, 2 pentru mâneca astălaltă și unde am pus și 3 pentru față. Și unde am pus markerii, vom face punctele de raglan și vom face înmulțiri. Da? Bun. Deci am făcut